Bună ziua, am ajuns la Muzeul de Istorie și Arheologie din Ploiești. Suntem cu domnul muzeograf Octav Negra. Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumim că ați pășit în instituția noastră, că ați ajuns într-un final și la noi. Bun. Ce găsim la dumneavoastră? Înainte de a vă spune ce puteți vedea în cadrul instituției noastre, în cadrul muzeului nostru, aș vrea să fac un scurt istoric asupra clădirii. Înainte de construcția clădirii, care a început undeva pe 1 iunie 1865, deci în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, în această zonă a Ploieștiului, această zonă a Ploieștiului era dominată de construcții realizate din chirpici, construcții mărunte, case mai puțin de meșteșugari sau de comercianți, cât de oameni mărunți, ca să le spunem așa. Legenda locală ne spune că în această zonă și avea locuința unul dintre vătafii lăutarilor ploieșteni, Dimasin Tudorache. Se spune că în acea perioadă acest vătaf al lăutarilor ploieșteni era unul dintre cei mai buni lăutari din zonă și chiar din Muntenia, el fiind de cele mai multe ori invitat și la curțile înalte boierești din București și nu numai. Undeva spre în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pe la 1860-1862, primăria Ploiești a cumpărat terenurile dorind a ridica pe aceste terenuri o școală, un gimnaziu. De ce această investiție? Pentru că existența unui astfel de locaș în Ploiești era absolut necesară. Analfabetismul în acea perioadă în orașul nostru era unul destul de ridicat și datorită dezvoltării industriale, economice și chiar sociale se simțea nevoia existenței unui astfel de locaș. Cum am spus și mai devreme, piatra de temelie a școlii, a acestui gimnaziu, a fost pusă pe 1 iunie 1865. Interesantă coincidență, mai ales că în acea perioadă nu se sărbătorea această zi internațională a copilului. Construcția a durat aproape 2 ani, chiar 3 ani, a început în 1865 și s-a terminat undeva în 1867-68. Partea interesantă a lucrurilor este că în mai puțin de un an de zile, parterul în care ne aflăm acum a fost ridicat, ceea ce pentru acea perioadă era o adevărată performanță. În acest timp, deschizându-se chiar și stelele de clasă. O mențiune pe care trebuie să o fac, în această clădire, pentru o scurtă perioadă de timp, a pășit și cel care va deveni Ion Luca Caragiale. Nu întâmplător, da? Da. Bun. Construcția a continuat chiar în timpul susținerii orelor, cursurilor școlare, ajungându-se în final undeva spre 1867 să fie finalizată în forma pe care o cunoaștem. De-a lungul timpului, clădirea a suferit o serie de mici modificări, dar nu substanțiale. Refacerea clădirii a fost undeva în anii 90, dar o să ajungem și la acel moment. Clădirea, construcția, proiectarea și construcția clădirii a fost încredințată arhitectului Alexandru Orăscu, cel care a proiectat, de fapt, Academia Bucureșteană, ceea ce vechiul sediu sau vechiul spațiu al Universității Bucureștene actual. Nu era singura clădire a lui Alexandru Orăscu proiectată, dar nu vreau să intru în prea multe detalii. Clădirea, după cum vedeți, și-a păstrat într-o oarecare măsură, cel puțin în partea exterioară, și-a păstrat forma de atunci. Asta și datorită lucrărilor de restaurare din anii 90. Bun, interesant este, ca o meteahnă a societății noastre, deasupra noastră avem sala auditorium. După ce s-a finalizat construcția acestei lucrări, acea sală a fost destinată ținerii evenimentelor școlare, premierilor, era o sală de evenimente. Însă interesant este că, pentru o bună perioadă de timp, în acea sală aveau loc tot felul de manifestațiuni politice, lucru care era și atunci într-o oarecare măsură interzis, ca și acum. Bine, sub altă formă. Directorul de atunci al școlii chiar a luat atitudine împotriva acestor manifestațiuni, dar lucrurile s-au rezolvat în spirit românește. Interesant, mai un aspect extrem de interesant. Dacă v-ați uitat la intrare, pe frontispiciul clădirii avem un mic text latin, Scientele baza veritatii. Tradus în limba română, cunoașterea înseamnă adevăr. Lucru de altfel valabil și în ziua de astăzi, dar din păcate cunoașterea a căpătat-o cu tot altă conotație. Da.
Revenind la muzeu... Și mai aveți pe Petru și Pavel, care erau de la Mihai Viteazu. Da, inițial, deci m-am spus, a fost un gimnaziu, gimnaziul de băieți. Ulterior a devenit ceea ce cunoaștem astăzi, colegiul Petru și Pavel. Însă, mare atenție, există o mare confuzie și mult timp această confuzie a ținut capul de afiș, ca să spun așa, în dezbaterea locală. Moștenitorul de drept și de fapt al colegiului Sfinții Petru și Pavel este actualul colegiul Ion Cacaragial, nici de cum Mihai Viteazu. Aha. Este o întreagă poveste, nu intru în istoria celor două licee, pentru că am stat de două zile să stăm de vorbă numai pe partea aceasta. Într-adevăr, la un moment dat s-a simțit nevoia construirii unui locaș și atunci a apărut acest colegiu pe care îl cunoaștem astăzi sub numele de Mihai Viteazu. Însă, de-a lungul timpului, până în anii 70, aici au fost, clădirea aceasta a adăpostit nu numai școli, dar și licee, și cantina, o cantină, au mai avut, mi se pare, cred că și spații de dormit. Un aspect pe care trebuie să-l menționez, destul de târziu a fost ridicată, undeva cum ieșiți din clădirea muzeului pe partea dreaptă, o mică sală de sport, care a dispărut în perioada comunistă. Revenind la muzeu. Ideea constituirii unui muzeu în Prahova nu este o idee nouă. Primele tentative, ca să le spun așa, au fost puse de către un arhitect, un om extraordinar, Alexandru Zagoriț, undeva în 1913, el mai milita pentru constituirea unui muzeu al Prahovei. A existat acest mic muzeu al Prahovei, cei drept pentru, cu o durată relativ scurtă de timp, în ceea ce astăzi cunoaștem ca fiind Casa de Târgoveți. Da. De ce a fost lăsat acea casă? Motivul și explicația este una cât se poate de simplă. Și atunci, ca și acum, era una dintre cele mai vechi locuințe, case bine păstrate în Ploiești, casă de târgoveți, cu specific clar de târgoveți. Noi știm de cea mai veche casă. Ea a fost construită undeva în 1785 și cumva așa cum a fost construită la momentul respectiv, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, și-a păstrat formă. Bine, în timp s-au mai lucrat asupra unor aspecte, dar forma, atât exterioară cât și interioară, este cea originală. Da. Bun. Revenind, după terminarea, din păcate, Zagoriț nu a apucat să-și vadă acest vis îndeplinit. De ce? Pentru că în timpul Primului Război Mondial, în zona Dobrogei, în luptele de la Turtucaia, Alexandru Zagoriț a fost rănit. Ulterior, din cauza acestor răni, el decedând, destul de tânăr, din păcate. Cu siguranță, dacă ar fi trăit, acest om ar fi avut un cuvânt greu de spus, nu numai din punct de vedere al zonei arhitecturale, dar și al zonei culturale. Legat de Alexandru Zagoriț, vă pot spune că unul dintre colegii mei, Adrian Stan, este specializat pe și chiar a făcut un fel de pasiune pentru el și chiar merită. Revenind la muzeu, după terminarea celor de-al doilea război mondial, tendințele clar erau acelea de a se constitui un muzeu, iar unul dintre cei care a avut această dorință a fost profesorul Nicolae Simache, eleva lui Nicolae Iorga, un om de o cultură și de un bun simț remarcabil. Și atunci, dar și acum. Nicolae Simache a fost profesorul lui Nichita Stănescu, de exemplu, profesor de istorie. Iar numele lui Nichita Stănescu, de exemplu, îi se trage de la Nicolae Simache. Legendele locale și documentele vorbesc despre Nichita Stănescu că se semna cu Hristea Stănescu. Nicolae Simache l-a tot împins de la spate, spunându-i, bă, nu te mai semna, scuzați-mi expresia, bă, asta este un artificiu de-al meu, nu te mai semna cu numele de Hristea Stănescu, că te semnezi de parcă ai fi un soldat mort pe frontul din timpul Primului Război Mondial sau ceva de genul acesta. Semnează-te Nichita Stănescu. Din fericire, i-a urmat sfatul și așa am ajuns la Nichita Stănescu. Profesorul Nicolae Simache a fost un profesor dedicat și pasionat istoriei. Pe lângă documentele pe care le-a adunat de-a lungul timpului, a reușit să strângă o colecție impresionantă de ceasuri. De asemenea, datorită eforturilor sale, avem și primul sediu al Muzeului Ceasului, ca să spun așa, în ceea ce numim astăzi Palatul Culturii, fost Palat al Justiției, în Sala Coloanelor,
sau cum era cunoscută de către ploieșteni în perioada interbelică, Sala Pașilor Pierduți. Acolo a fost primul sediu, acolo a fost prima expoziție a Muzeului Ceasului. Când veți ajunge la colegele mele de la Muzeul Ceasului, veți afla mai multe detalii. Okay. Ulterior s-a mutat în anii 70, în începutul anului 70, în sediul actual al clădirii. Muzeul actual și-a avut sediu, Muzeul de Istorie, și-a avut sediu undeva într-o clădire în imediata vecinătate a noastră, pe strada Nicolae Bălcescu, unde în timpul războiului ruso-turc, cunoscut la noi sub numele de Război de Independență din 1977-78, și-a avut loc, a fost clădirea respectivă, a adăpostit sediul cartierului, Marelui Cartier General Țarist. Începând cu 1955, în acea clădire s-au pus bazele muzeului pe care îl vedem aici. Legenda urbană spune că Nicolae Simache, în anumite momente ale sale, când întârzea foarte mult în muzeu, fiind absorbit de documente, de informații, de tot ceea ce aduna, avea o cameră mică la subsolul clădirii unde unde nopta. Este o legendă, din păcate, cei care ar fi putut să confirme adevărul acestei legende au decedat. Din păcate, nu putem să avem o sursă primară a acestor informații. O luăm ca atar. Începând cu anii 1970, la debutul anului 1970, toată colecția a fost mutată în sediul actual și la momentul respectiv, modul în care erau organizate acestele de expoziție expoziționale erau total diferite față de ceea ce avem acum. Actuala organizare a muzeului a fost realizată începând cu anii 90, când clădirea muzeului a intrat într-un puternic proces de restaurare, reconsolidare și refacere. Au dispărut, de exemplu, din vechile săli ale expoziționale muzeului, sălile dedicate Partidului Comunist, mișcării de la 23 august, întoarcerea armelor, sălile cu propagandă și cu tentă comunistă. Din punctul meu de vedere, era interesant dacă am fi păstrat sau dacă ca să vedem cum era atunci. Exact. Da. Dar asta este o cu totul altă discuție. Poate la un moment dat. Vom vedea ce se va întâmpla în viitor. Corect. Bun, revenind. La momentul actual avem la parter săli dedicate rezervației arheologice Budureasca, arheologie prahoveană în care ne aflăm acum. Următoarele două săli sunt dedicate rezervației arheologice de la Târșor. Ultima sală de pe acest aliniament este dedicată lui Mihai Viteazu și cumva constituirii orașului, târgului și viitorului oraș Ploiești, iar ultimele două săli de la parter sunt dedicate documentelor scrise, în special cărților vechi. Trebuie să menționez faptul că muzeul nostru dispune de o excelentă și senzațională colecție de carte vechi. Avem undeva la peste 5.000 de cărți vechi, rare, avem și cu o valoare patrimonială istorică absolut remarcabilă. Avem Biblia Cantacuzină, avem, de exemplu, istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman al lui Dimitrie Cantemir, prima istorie oficială a Imperiului Otoman, avem satirele lui Antioch Cantemir, avem o serie de Biblia de la Blaj, niște cărți care pentru un muzeu, niște materiale istorice, care pentru un muzeu cel puțin județean, sunt absolut remarcabile. În sala Arheologie Prahoveană am încercat să expunem o serie de piese descoperite de-a lungul anilor în cercetările arheologice desfășurate pe teritoriul lui Prahova. Sunt alese în mod aleator, dar au o valoare patrimonială destul de ridicată. În spatele dumneavoastră sunt trei vitrine organizate cu piese descoperite de către întâmplător de către detectoriști în cele două vitrine din stânga mea, iar în vitrina din fața noastră avem un tezaur roman descoperit undeva la Mălăiești, tot în județul Prahova. Expoziția, sala aceasta, încă este în curs de reorganizare ca și sala Budureasca. Încet încercăm să modernizăm muzeul, să-l aducem cumva în secolul în care ne aflăm, în secolul 21. Mai avem mult până departe, dar există, bine,
bine că există un început. Totuși trebuie să ne gândim că și din punct de vedere financiar, puterea unui muzeu județean nu este atât de mare ca unui muzeu regional sau a unui muzeu național. Sala dedicată rezervației arheologice de la Târșori, începând cu anii 50, au loc o serie de cercetări sistematice în rezervația la Târșori. Un lucru senzațional pentru noi, an de an, colegii mei care se ocupă de Evul Mediu merg și efectuează cercetări sistematice cam o lună de zile pe an, sunt prezenți acolo. Tot ceea ce vedeți aici, toate piesele sunt descoperite în cercetările respective. Trebuie să menționez faptul, din păcate în școala românească încă se merge pe ideea unei capitale unice a țării românești, de exemplu. Așa este în principiu, dar trebuie menționat faptul că voievozii nu aveau doar o singură reședință voievodală. Ei aveau mai multe reședințe voievodale înșirate pe toată suprafața țării românești, de exemplu. Da? Sala dedicată lui Mihai Viteazu, campaniilor militare din timpul domniei sale. Dincolo de actul unirii, trebuie menționat faptul că de numele lui Mihai Viteazu se leagă și apariția târgului și viitorului oraș Ploiești. Există o legendă care ne spune că la sosirea sa în zona Bucovului, unde și-a stabilit tabăra militară, ar fi găsit în această zonă un cătun compus, alcătuit din nouă case și o bisericuță, peste care era staroste un oarecare Moș Ploaie. N-are nicio legătură cu Ploaia, dar okay. Da. Se spune că acest staroste, acest stăpân, i-ar fi cerut drept de stăpânire și cumva așa a început povestea orașului Ploiești. Ceea ce știm însă este că în zona cartierului Mihai Bravu din Ploiești a existat o mică curte domnească a lui Mihai Viteazu, lucru atestat însă nu de legende, cât de o serie de documente. Iar aici se poate vedea un document emis de către Mihai Viteazu la Ploiești, 6 iulie 1598. Nu este 6 iulie. Toți copiii când vin și că uite, scrie în engleză. Da. Este interesant pentru că cumva se leagă Ploieștiul cu Bucovul. El a avut tabăra militară la Bucov, foarte aproape de Ploiești. Da. De ce? Pentru că trebuie să vedem și partea strategică a lui Mihai Viteazu. În îndeplinirea planurilor sale, zona cea mai apropiată pentru a-și putea deplasa trupele în Moldova sau în Transilvania era zona aceasta. Dacă se ducea mai la vest sau mai la est, exista o serie de impedimente. De exemplu, dacă mergeam înspre est, înspre Dunăre, aveam dita mai culoarul de trecere între Moldova și țara românească. Iar mai spre vest, nu ajungea foarte repede în Moldova. Deci trebuie să vedem și partea de strategie din treaba asta, din timpul domniei lui Mihai Viteazu. Următoarele două săli sunt dedicate cărților. Așa cum am mai spus, avem o serie de manuscrise, de documente, de cărți, de incunabule, de o valoare inestimabilă. Avem de asemenea ferecături de carte, coperți de carte cu din aur și argint, lucruri absolut remarcabile din punct de vedere artistic. Sunt documente scrise în germană, în slavonă, în latină, lucru care atestă cumva existența unui mic mănunt de oameni care știau să scrie și să citească. Analfabetismul în țara românească, trebuie să o recunoaștem, a fost atins cote foarte mari până aproape de secolul XIX, până inclusiv în secolul XIX. Dacă rata analfabetismului a început să scadă în țara românească, îl datorăm în primul rând lui Alexandru Ioan Cuza, prin faptul că în timpul domniei sale s-a instituit acea obligativitate de a-și trimite copiii preșcolari la școală. Da. Deci este un lucru pe care nu trebuie să... Cu toate acestea însă, analfabetismul a continuat să aibă niște cifre foarte ridicate în rândul populației. Asta a fost situația, da. Din păcate. Un alt aspect. Chiar dacă secretul scrierii și citirii era, ca să spun secret, era un lucru destinat în special clerului, nu toți preoții știau să scrie și să citească. Era un număr foarte mic de preoți care știau să scrie și să citească. Nici în cancelarele domnești
există o întreagă discuție istorică. Probabil sunt foarte mulți domnitori care nu știau să scrie și să citească, dar aveau o serie de grămătici, ca să le spunem așa. E o discuție teoretică. Grămătici ce înseamnă? Cei care scriau, care știau să scrie să citească. Okay. E o discuție mai mult teoretică. La nivelul istoricilor pe parte de Evmediu. Nu are sens să intrăm iarăși în discuții. În această sală avem, de exemplu, și o replică a unei tiparnițe. Copiilor, de exemplu, ca să înțeleagă, să facă conexiunea între ceea ce trăiesc ei astăzi, calculatoare, imprimante și așa mai departe, le spun că acesta este strămoșul imprimante. Și cumva, astăzi, când stăm la birou și tastăm, edităm un text, cumva culegem literele. Cam așa se întâmpla și atunci. Existau litere și grupuri de litere, realizate inițial din lemn și apoi din plumb, și așa apăreau textele. E cea mai bună posibilitate de a-i face să vadă legăturile. Pentru că așa, dacă le explic tiparniță secolul 16-17, se rupe filmul. Da. Undeva... Dar le spuneți povestea cu litere, că noi de fapt acum litere creăm, la fel și dânsii creau litere, strămoșii și, și cum le creau. Da. Exact. Vă vorbeam mai devreme de Biblia, Biblia Cantacuzină de la 1688. Muzeul nostru este unul dintre puținele muzee care are în jur de 4 sau 5 Biblii, nu știu să vă spun exact, nu vreau să... Biblia Cantacuzină, o Biblie extraordinară din toate punctele de vedere. Și din punct de vedere al graficii, al textului, al modului în care a fost scris, deci este o Biblie, este o carte, o Biblie remarcabilă din punctul ăsta de vedere. Și v-am mai pomenit de istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman, de prima istoria oficială a Imperiului scrisă de către Dimitrie Cantemir și de satirele lui Antioh, fiul lui Dimitrie Cantemir. Uh-huh. În ultima sală avem câteva piese dedicate sau legate tot de arta scrisului, suporturi de tocuri pentru hârtie și suport de toc înainte și de pană, înainte de apariția stiloului. Textele erau scrise cu pană de gâscă, cu diverse tocuri, suport de călimară și o serie de ferecături de carte. O să vă invit să urcăm la etaj. Ok. Și o să vă povestesc un pic despre un personaj care apare în operele lui Luca Caragiale. Într-una din operele lui Caragiale. De-aia din acest motiv am făcut și remarca aceea de mai înainte cu faptul că Luca Caragiale a trecut, a călcat pe aici ca școler într-o scurtă perioadă de timp. Citindu-l pe Caragiale, e imposibil să nu ne fi întâlnit cu Conul Leonida față cu reacțiunea. În primul rând, evenimentele, există o confuzie, chiar și la nivelul profesorilor de istorie și de română. Nu mulți. Evenimentele din Conul Leonida față cu reacțiunea au loc în timpul debarcării lui Alexandru Ioan Cuza. La începutul textului, sau mai bine zis, se leagă de evenimentele din timpul debarcării lui Alexandru Ioan Cuza. La începutul textului avem un hint, cum i-am spune astăzi. Conul Leonida menționează o dată, 13/23 făurar. Este fix data la care Alexandru Ioan Cuza a fost obligat să abdice de pe scaunul domnesc. Conul Leonida este fix personajul acesta, îmbrăcat ca și în lucrare, în uniformă de garibaldian. El a existat, în realitate, și este ploieștean. Îl cheamă Stan Popescu. Ok. Este cel care a participat activ la complot, a fost unul dintre membrii gărzii care au participat la arestarea lui Alexandru Ioan Cuza, urcarea în trăsură și conducerea acestuia către punctul de vamă de la Predeal. Pe vremea aceea, Predealul ținea de ceea ce numim astăzi județul Prahova. Același individ însă a mai luat parte la un eveniment alături de Candiano Popescu și el implicat cumva în actul loviturii de la 13/23 făurat. A luat parte la ceea ce istoricii numesc Republica de la Ploiești. Există unii istorici care îi dau și numele de penibilă Republica de la Ploiești, cum ar fi, de exemplu, Nicolae Iorga. Okay. De ce? Pentru că a început,
bârfa, gurile rele, spun că ar fi început într-o cârciumă și s-ar fi terminat într-alta. Lucrurile au fost cu totul altfel, mult mai nuanțate și, într-adevăr, la momentul respectiv ar fi trebuit, când a izbucnit, ar fi trebuit să aibă loc izbucnirea, trebuia să înceapă în mai multe orașe. Din păcate, însă, s-a întâmplat ca doar Ploieștiul să aibă această sămânță de republican. Culmea, la momentul respectiv, România încă nu era regat. Evenimentele au început la 8 august 1871 și după 3-4 zile s-au terminat. Da. Ce este interesant? Candianu Popescu a avut un rol important. A avut un rol important în desfășurarea evenimentelor de la de atunci, dar el a când a murit, a murit ca ghiotant al lui Carol I. Dintr-un mare republican a devenit un mare regalist. Bineînțeles că l-a atras și pe celebrul Stan Popescu după el. Despre Caragiale se pot spune foarte multe lucruri, atât bune cât și rele. Trebuie să învățăm să nu-i mai zeificăm, să nu-i mai urcăm pe un piedestal, indiferent că sunt scriitori, oameni politici, voievozi, domnitori, sau mai știu eu ce, altceva. Trebuie să înțelegem prin natura lor, prin firescul lor. Ce este interesant și puțin cunosc lucrul ăsta, Caragiale și-a încercat mâna și ca, hai să spunem, să folosim un termen din ziua de astăzi, ca manager. Ok. Dincolo de faptul că a fost un bun scriitor, un om care a surprins starele societății românești, aici criticii chiar se întreabă, nu cumva s-a descris și pe el, ceea ce e foarte posibil. Însă Caragiale... Ce a încercat? Cred că doar a încercat. Ok. Cred că doar a încercat. El ca manager a încercat să gestioneze o cârciumă în București, numită Gambrinus. Okay. Din păcate... a dat faliment destul de repede. N-a fost un bun administrator, un bun manager. Însă, a rămas un bun scriitor. Da. Un loc preferat de către Caragiale pentru observații a fost restaurantul Gării de Sud din Ploiești. Restaurant care, din păcate, astăzi nu mai reflectă gloria trecutului sub nicio formă. Unde a avut și Dobrogeanu Ghirea? Exact. Okay. Ei fiind prieteni foarte buni. Aha, ok. Ei fiind prieteni foarte buni. Ionca Caragiale se spune că sălășluia mult în compania lui Ghirea, urmărind și observând cu foarte mare atenție caractere, tipologii. Uh-huh. Probabil că acolo l-a identificat și pe domnul Goie, cine știe. Însă, înainte de a fi un mare scriitor, Ionca Caragiale a fost grefier la Tribunalul Prahova. Probabil și de acolo s-a inspirat în Conul Leonida față cu reacțiunea. Probabil. Sala dedicată lui Alexandru Ioan Cuza și înainte de Alexandru Ioan Cuza, de momentul Cuza, dedicată Revoluției de la 1848. Este momentul în care spațiul muntean și moldovean începe să se modernizeze. Acesta va continua cu Actul Unirii de la 1859 și, bineînțeles, prin legislația pe care Alexandru Ioan Cuza al implementat-o, ca să folosesc un termen modern, în acest spațiu. Fără aceste două momente, probabil că și acum țările române ar fi fost separate și ne-ar fi zbătut cumva în aceeași zonă a mediocrității. Este momentul cel mai important al formării și începutului cristalizării noțiunii de român. Vorbim de moldoveni și munteni timp de secole, inclusiv Vasile Alexandrii, de exemplu, în lucrările sale, cele dedicate cu Coanei Chirița, mult după Actul Unirii, încă folosește moldovean. Coana Chirița, dacă ne uităm în lucrările lui Alexandrii, folosește termenul de moldovean. Ea a plecat la Paris să-și să vadă parizienii ce moldovean, că frumoasă este ea și că nu mai știu cum era pe acolo. Totodată, aceeași Coana Chirița se referă la român în sensul peiorativ al cuvântului. Românul în perioada respectivă nu avea conotația pe care o are astăzi, ca națiune. Avea o conotație socială. Românul era cel mai umil, cel mai sărac om de pe plantație, ca să spun așa. Mm-hmm. Da. Încet, încet, acest lucru se va schimba prin Actul Unirii lui Cuza. Chiar dacă de-a lungul timpului, după Actul Unirii lui Mihai Viteazu, încep să apară timid forme de exprimare cu sensul de român, dar momentul când acest cuvânt capătă o noțiune de națiune, de popor, începe cu acest domnitor.
V-am spus mai devreme, cea mai importantă lege este cea a obligativității participării la școală de către copiii preșcolari, în mod gratuit. O altă lege despre care se vorbește puțin în ziua de astăzi și cumva în sens distorsionat este acea lege a secularizării averilor mănăstirești. Legea a fost dată în principal pentru confiscarea, ca să spun așa, a averilor marilor mănăstiri. Dar nu toate, ci doar acelor mănăstiri și biserici care erau închinate la Muntele Athos. Aceste biserici și mănăstiri închinate la Muntele Athos nu, ca să spun așa, erau închinate de erdazi. Aveau o tradiție seculară de câteva sute de ani. Ce înseamnă această închinare? Trimiteau daruri către bisericile de la Muntele Athos și cumva erau puse la adăpost de anumite, hai să le spunem, vicisitudini. Nu întotdeauna, dar ceva pe acolo. Toți voievozii munteni și moldoveni au practicat, de exemplu, acest obicei de a trimite daruri prin diverse mănăstiri către Muntele Athos. Majoritatea bisericilor și mănăstirilor românești care nu erau închinate la Muntele Athos erau sărace. E, un lucru care nu se spune din păcate astăzi, prin legea confiscării averilor mănăstirești, Alexandru Ioan Cuza stabilește pentru prima oară un salariu clerului. Dincolo de faptul că o parte din pământurile confiscate au ajuns și către țărani. Asta e un alt aspect. Dar prin această lege se stabilește un salariu, un venit constant, lunar, săptămânal, anual, nu are importanță, clerului. E pentru prima oară când clerul ortodox din Muntenia și Moldova primește un salariu. Da. Totodată, el este cel care a pus bazele armatei române. Dacă ar fi rămas pe scaunul domnesc, am fi vorbit astăzi despre o altă monedă, nici de cum leu, despre romanat. El avea în intenție să instituie o singură monedă pe tot teritoriul Principatelor Unite. Cuza s-a confruntat de-a lungul domniei sale cu o serie de mici răzmerițe locale, în special în Moldova. Boierimea moldoveană a fost una dintre cele mai agresive în perioada respectivă, chiar dorindu-și ruperea unirii cu Muntenia. Dintr-o dată s-au trezit fără privilegii, s-au trezit că Iașiul nu mai este un centru important și totul s-a mutat la București. Vă dați seama că lucrurile au fost destul de complicate și pe vremea lui Cuza. Poate și de aici să înțelegem, într-o oarecare măsură, tendințele lui de a instala un fel de domnie autoritară. Dar asta eu intrăm deja pe zona speculațiilor și nu are sens. Următoarea sală este dedicată familiei regale. Trebuie menționat că istoria noastră modernă și contemporană, începând cu Alexandru Ioan Cuza și continuând cu casa regală până la instaurarea comunismului, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai benefice perioade istorice. Pe lângă cea pe care o trăim astăzi, de când am intrat în Uniunea Europeană și NATO. Asta este fără tăgat. De ce spun chestia asta? Pentru că începând cu Alexandru Ioan Cuza și terminând cu 45, România a cunoscut un salt remarcabil din toate punctele de vedere. Chiar dacă a fost inegal, dar realitatea istorică nu poate fi ascunsă. Dincolo, chiar dacă, de exemplu, corupția, minciuna și alte tare ale societății românești au existat și atunci. Drumul până la un anumit nivel de gândire și de acțiune e destul de lung. Noi, ca națiune relativ tânără, mai avem multe de învățat. Important este că saltul făcut începând cu 1859 până în 45 a fost unul remarcabil. În perioada interbelică, de exemplu, toți românii care călătoreau în Occident și nu erau puțini la număr, puteau plăti cumpărăturile în leul românesc. De ce? Pentru că avea greutate în aur foarte mare. Da. Nu este un mit, este o realitate. Că se trezesc unii și spun, de exemplu, că turnul Eiffel a fost realizat cu oțel de la Reșița. Astea sunt, pe românește spus, fake news-uri sau minciuni. Există acest mit. Reșița, la momentul construirii turnului Eiffel, nu făcea parte din regatul României. Și revenind la regat, în stânga mea avem un drapel românesc din timpul regatului României. Dincolo de textul de deasupra, avem simbolul casei regale, o coroană a României, coroană realizată din oțel capturat de trupele românești la Plevna,
și cele patru provincii din cadrul regatului României: Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea. Dobrogea a intrat în scut, ca să spun așa, în interiorul României, după războiul de independență. Leii care simbolizează puterea politică, puterea și independența, și, bineînțeles, logo-ul casei regale. Iar aici avem un fototapet cu familia regală, Carol I, în plan îndepărtat Ferdinand, lângă Ferdinand, Carol al II-lea și, bineînțeles, Mihai, care nu există, nu apare în această fotografie, el fiind copil. Este interesant pentru că l-avem pe Carol I, cel care a desăvârșit opera de constituire a statului român modern, începută de Cuza, cucerirea independenței, de numele lui Ferdinand, primul război mondial după ce Carol I a decedat și actul unirii de la 1918 cu toate provinciile. Despre Carol al II-lea știm foarte multe lucruri negative, pentru că așa s-a distribuit pe internet, dar totuși Carol al II-lea a avut un rol extraordinar de mare în dezvoltarea culturii și cercetării românești, pe de o parte. Pe de altă parte, un lucru mai puțin cunoscut de către publicul românesc, Carol al II-lea este singurul, sau a fost singurul lider al unei țări membre a Axei, care, după terminarea celui de-al doilea război mondial, nu mai știu exact anul, dar la prima expoziție mondială filatelică a fost invitat, a primit o dispensă de către, chiar din partea casei regale britanice. A fost singurul invitat dintr-o țară care a fost membru a Axei în al doilea război mondial. De ce? Pentru că era recunoscut ca un mare filatelist, un mare colecționar, avea o colecție de timbre extra fabuloase. Trebuie spus lucrul ăsta. Un om, chiar dacă, dincolo de aventurile sale amoroase, dincolo de scandaluri, totuși trebuie să privim și partea bună a lucrurilor. Un om de inteligență extraordinară, un om cu bune și cu rele. Dar el a sprijinit foarte mult cultura și, în general, cercetarea științifică. A pus un accent pe școală. Din păcate, nu îl avem pe Mihai. Mihai a fost o victimă a timpurilor. Probabil că și el ar fi avut un cuvânt greu de spus dacă nu se instaura blestemăția roșie peste noi. Încă o sală. Cabinetul de numismatică. Sunt expuse o mică parte, un număr destul de mic de piese din cabinetul de numismatică. Un cabinet extrem de bogat cu foarte multe piese numismatice și valoroase. Dacă ar fi fost colegul meu, Claudiu Robe, aici, v-ar fi dat mai multe detalii despre colecția de numismatică. Avem monede din cele mai vechi timpuri, de la didrachme, tetradrachme, monede, inclusiv un coson dacic. Trebuie menționat că respectiva monedă nu este dacică, ci este o imitație după o monedă din spațiul elen, din spațiul vechi Elade, până la o vitrină dedicată monedelor și bancnotelor din perioada 45-50. Probabil că peste vreo 10-15 ani, nu știu, în funcție de cum vor evolua lucrurile, vom avea și o vitrină dedicată cardurilor. Ok. Bun. Mai avem două săli care sunt închise în acest moment, sala de filatelie și poștă, care sunt în reorganizare. În dreapta, în spatele meu, avem sala auditorium, unde adăpostim temporar Muzeul Paul Constantinescu, iar în față, cabinetul de medalistică. În stânga și în dreapta sunt două săli de cu expoziții temporare. Acum trecem pe lângă o barcă, ca să-i spun așa. De fapt, este o monoxilă lungă de 10 metri, descoperită undeva pe cursul râului Teleajen. A fost realizată din trunchi de copac. Ideea este că nu era Teleajenul nu a fost un râu navigabil în sensul clasic al cuvântului, cu vâsle și mai știu ce altceva, alte instrumente de genul acesta specific navigații, dar era o unealtă indispensabilă pentru transportul produselor alimentare, de exemplu, sau chiar și a călătorilor. Probabil că existau două belciuge în capetele bărcii,
coașterul care de pe mal era tras de un cal. De ce spun că trilajul nu este navigabil? Pentru că adâncimea lui și atunci și acum era destul de mică. Nu era foarte adânc. În dreapta, o expoziție temporară organizată de către colega mea, Ioana Constantin, o expoziție dedicată dantelelor și dantelei și a modului în care aceasta a fost utilizată cel puțin în secolul al XIX-lea. Iarăși, dacă ați fi prins-o pe colega mea, v-ar fi dat mai multe explicații. Nu mă pricep la dantelă, nu sunt specialist în croșetat. Bun, revenind la clădire, deci în anii 90, cumva interiorul a fost modificat. Zona centrală, la parter, la momentul construcției, în 1865, clădirea a fost proiectată cu o scară interioară monumentală din lemn. Scară pe care am prins-o și eu de-a lungul copilăriei mele când veneam în vizită la muzeu. După 1990, pentru că scara respectivă nu a suferit lucrări de consolidare și materialul, bineînțeles, era extrem de uzat. Costurile de restaurare și recondiționare ale scării respective, cu certitudine cel puțin în anii 90, ar fi fost uriașe, pentru că deja a început să inflația să crească și situația economică nu era una strălucită, s-a renunțat la ea și bineînțeles că s-a reconfigurat inclusiv zona etajului 1. La momentul redeschiderii muzeului exista un circuit și în această zonă. Se intra pe undeva prin sala Cuza 48-59 și exista circuitul și ieșeam frumos pe aici. Cumva se reconfigurase muzeul ca vechea, nici nu știu exact cum să vorbim, într-un fel asemănător cu vechea expoziție de la etaj. În aceste săli, de exemplu, înainte de 89, erau săli dedicate cadourilor primite și partidului. Okay. Sala auditorium, sala de festivități, era dedicată evenimentelor de la 23 august, momentul întoarcerii armelor și... Și toate erau într-un circuit. Da, exact. Okay. Din păcate s-a renunțat la acea scară din motive obiective. Era absolut fabuloasă scara aceea. Siguranța, probabil. Cu siguranță, ăsta a fost unul dintre motive. Scara, eu știu, era foarte veche, când călcai pe trepte scârția îngrozitor. Și din câte știu, nu se modificase, nu se lucrase la ea de la bun început, deci avea în 89 100 și ceva de ani. Da. No, pe scurt, cam asta ar fi povestea muzeului. Ne bucurăm foarte tare să o aflăm și bineînțeles că merită să veniți la fața locului și să aveți mai mult timp la dispoziție ca să vă primați în întregul muzeu. Ne bucurăm foarte tare că am ajuns la dumneavoastră. Eu mă bucur că v-am fost gazdă și am încercat cât de cât să vă introduc în lumea noastră a muzeului. Ceea ce n-am spus, tot ceea ce vedeți, toate piesele pe care le vedeți sunt rodul efortului unor oameni. În spatele fiecărei piese pe care o vedeți, dincolo de cercetare arheologică sau istorică, stau și restauratori, stau și conservatori. Din păcate, publicul românesc nu este obișnuit cu acest, nu gândește dincolo de fațadă. Din păcate, suntem băgați în aceeași categorie a tuturor bugetarilor. Dar fără un dram de pasiune și fără un pic de sentiment, de emoție, nu poți să pui în practică, nu poți să restaurezi, nu poți să conservi, nu poți să ai grijă de niște piese absolut sensibile. Majoritatea pieselor sunt realizate din materiale perisabile, indiferent că sunt făcute din piatră, lut, fier sau orice alt tip de metal, sau cum ne uităm la dantele. Toate aceste piese, tot ce vedem nu numai în muzeul din Ploiești, în general în muzeele din țară și nu numai, în spatele lor stau ore și ore de muncă. Da. Și din păcate trebuie să recunosc cumva prost renumerată, nerecunoscută, pentru că asta este situația. Poate într-o zi o să facem un material și despre restauratori, să vedem un proces întreg de restaurare, ce înseamnă și cât de minuțios poate fi. Și vorbim la ceva de scară mică. Da, păi o să vedeți că înseamnă ore, multe ore de muncă. Da,
Pentru că în momentul în care chiar și rochile și dantelele pe care le vedeți expuse, ele când sunt aduse, donate sau vândute către muzeu, nu sunt de cele mai multe ori într-o stare extraordinară. Da, sunt pătate, sunt murdare, unele chiar sunt rupte. Pe cele mai grav deteriorate, de obicei, nu le acceptăm. Da. Dar pe cele care totuși pot fi restaurate și conservate, le acceptăm și începe un proces după ce intră în patrimoniul muzeului, începe acest proces destul de lung și destul de anevoios și costisitor, din toate punctele de vedere, da, a conservării și restaurărilor. Nu mai vorbesc de arheologi care stau vara pe șantiere, exact, sau primăvara sau toamna, că vânt, ploaie sau nisoare, stau și vorba aceea scormănă pământul. Da. În momentul în care ei găsesc un vas, o piesă, indiferent de natura acesteia, automat că ea intră în procesul de restaurare și conservare. Și în primul rând trebuie să o cureți, trebuie să o speli, trebuie să ai grijă să nu care cumva, dacă ai parte de un vas ceramic, de exemplu, cu pictură, să nu deteriorezi, da, urmele care au mai rămas din pictura respectivă, din culorile respective. Dacă ai piese din metal cu foiță de aur, nu din aur întreg, iarăși trebuie să fii foarte atent cum îl cureți, cum se restaurează. Deci, chestiile astea nu se pot face fără un dram de pasiune. Clar, unul mai mare chiar. Am vorbit, da, cu cineva, un arheolog din Mangalia și ne-a spus cam cum, care este procesul, dar și care este emoția când descoperă ceva, da, care deocamdată, când în momentul ăla în care descoperă, nu știe ce e. Și știi că s-ar putea să descoperi ceva, da, nu știi concret ce este, da, da, decât, da, în momentul în care ajungi să-l vezi. Și mai ales, de exemplu, colegul Alin Frâncureasa, undeva în anul 2009 sau 2010, la Seciu, la o supraveghere, o cercetare arheologică de salvare, de fapt, că a fost chiar să construiască o casă, dacă ține bine minte, nu mai știu exact, a scos, la un moment dat, o serie de materiale arheologice și când a ajuns în birou și a început să spele materialele respective, a avut surpriza să găsească un vas suport cu chip uman. Vasul respectiv este expus acum în arheologie prahoveană și dacă vreți vi-l arăt la momentul respectiv. Este fabulos. Este fabulos. Da. O să luăm un cadru și îl punem pe filmare acum. Bun, pe cam bine, asta este. Vă mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc că am reușit cât de cât să vă introduc în lumea. Și vă așteptăm cât mai mulți la muzeu. Mulțumim frumos. Toate cele bune, numai bine. O zi bună și o vacanță faină. Mulțumim.